Salutare, oameni dragi! Eu sunt Sandu Gospodaru, mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi m-am gândit să facem o ciorbă de legume cu cărniță și cu tocherli. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. Eu am aici un os cu carne proaspăt și două bucățele de carne. O să mai avem nevoie de sare chiperi, două linguri de farină albă, două ouă. Din astea vom face tocherii la sfârșit pentru ciorbă, sau mai bine zis, pe înțelesul tuturor, găluștile pe care le vom pune în ciorbă, o legătură de frunză de pătrunjel, două linguri de pastă de roșii, iar aici avem un zarzavat făcut de noi în casă, zarzavat pentru ciorbe, așa arată, conține tot ce trebuie pus în ciorbă, începând de la ceapă, ardei capia roșu, ardei gras galben, morcov, pătrunjel, țelină, frunză, deci ăsta e foarte bun și foarte practic. Când vii, mai ales când vii de la lucru și nu mai ai timp, vii obosit, nu mai ai timp să stai, să tai legumele, să tuși legumele, ai aruncat un borcan de ăsta sau două în ciorbă, acum depinde ce oală de ciorbă faci, noi o să facem într-o cratiță un chii mai mare și atunci punem două borcane. Noi, dar să trecem la rețetă, să facem rețeta pas cu pas. O să-mi tau carne, o să-mi o pregătesc. Între timp am pus și o cratiță cu apă pe foc să searbă. În momentul în care începe să searbă apa, punem osele și carnea, iar apoi facem rețeta pas cu pas. Oameni dragi, acum o să ne apucăm și o să ne tăiem carnea. O să o tăiem. Eu o să o tau cu buleță mărunte. Acum fiecare o taie cum îi place în ciorbă să fie. O să vă arăt cum o tau eu. Acum, așa cum am zis, fiecare și o taie cum îi place. Eu o tau mai mărunt, atunci se arbe și mai repede. Eu o tau cu buleță mărunte. Așa o să procedez. Acum n-are rost să vă țin până noi tăie o tătă carnea. Dar cu cât e tăiată mai mărunt, cu atâta să searbe mai repede în ciorbă. În momentul în care începe să searbă apa, mergem și țipăm și osul, țipăm și carnea. Lăsăm să searbă o jumătate de ceas bun. Dacă trebuie, spumăm, dacă scoate spumă. Iar după ce carnea searbă de jumătate, o să țipăm și zarzavaturile. Am terminat de tăiat tătă carnea, am tăiat o bucăți mărunte și osul. O să mergem, tocmai ce începe să fiarbă apa pentru ciorbă, mergem și le punem acolo. Apa noastră de ciorbă tocmai ce fierbe. Acum o să punem carnea. Punem carnea și osul. O să lăsăm așa aproximativ o jumătate de ceas bun, 40 de minute, o jumătate de oră, 40 de minute, până e carnea fiartă de jumătate. Între timp o să spumăm apa, dacă va fi nevoie. Iar după ce e carnea seartă de jumătate, adăugăm și zarzavaturile. Așa. Bun. Lăsăm așa și după aceea venim și spumăm. Am lăsat carnea să searbă o jumătate de ceas bun. Am spumat și apa. Acum o să punem zarzavaturile. O să le năpustim acolo și zarzavatul. Așa. Punem și celălalt. Așa, mai lăsăm să searbă și cu zarzavatul, aproximativ 30 de minute. Așa. Lăsăm așa 30 de minute să mai searbă și împreună cu zarzavatul. O să punem un praf de sare și un praf de chiperi. Așa. Punem o pic acum la început. Iar după aia, la sfârșit, eu vom da gustul final. Lăsăm așa 30 de minute. Acum o să ne apucăm și o să ne facem tocherli, o să ne facem găluștele de ou și de farină. Punem ouăle. O să punem un praf de sare. Un praf de chiperi. Așa. O să batem ouăle.
Așa, și punem farină. Punem câte un pic de farină. Așa o să procedez până iasă o compoziție omogenă. Acum, dacă trebuie farină, o punem tată, dacă nu, nu, în funcție și de cât e grosă vrem să fie găluștile. Ia uitați, eu o să margă toată farina. Ia uitați, mai punem un pic. Așa o să procedăm. Oameni buni, o să ne apucăm acum de făcut găluștele. Noi avem o sculă de asta specială de făcut găluștile. Cine nu are, poate să le dea părăzătoarea mare. Eu pun așa acolo. Opa, pun aici alotul. Și așa, și ele merg acolo, curge acolo. Ia uitați să fac închisă să și vadă, nu știu dacă se vede. Ele curg singure acolo. Așa o să procedez cu tot alotul. După aia, la sfârșit, o să punem, după ce fac găluștile, o să punem pasta de roșii, o să punem frunzele de pătrunjel, mai punem sare, chiper, mai dăm gustul final. Cine vrea o poate acri, noi nu o să o acrim, pentru că noi ne acrim în farfurie, pentru că nu le place la copii, de obicei noi acrim ciorbele cu zamă de ardei, zamă de pardei uche și ne punem fiecare în farfurie. Că m-a întrebat foarte multă lume, că mulți au zis că zice, dacă e ciorbă, zice, nu o crezi, dar noi o acrim, că ne acrim în farfurie fiecare, cum îi place, dacă o crezi că nouă, atunci nu mai mănâncă copiii. Așa procedăm. Opa! Bun. Așa arată găluștile noastre. Acum punem și pasta de roșii. Ne pusim acolo și pasta de roșii. Asta se pune mai pe final, pasta de roșii. Așa. Bun. Punem și frunzele de pătrunjel. Așa. Punem un praf de sare, un praf de chiper. Dăm gustul final. Așa. Mai lăsăm, oameni buni, 5 minute. Ca să se iarbă și găluștile. După aceea îi punem în farfurie și vă arătăm farfuria finală. Acum noi de multe ori, noi suntem obișnuiți, noi ciorbele mai mult le facem pe smântână, pentru că sunt mai consistente și știți cum e Maramureș să lucră mai mult, mai la muncile câmpului, nu numai Maramureș. Toți e tăi să muncea, dar noi suntem obișnuiți să facem mai mult pe smântână, dar facem și pe bulion, facem tot felul de ciorbe, dar mai mult preferăm cele pe smântână. Așa procedăm și vă arăt farfuria finală. Mai lăsăm 5 minute. Oameni dragi, ciorbița noastră e legume cu carne și cu tocherli gata. Ea așa a ieșit. Acum, așa cum am spus, noi ne acrim fiecare în farfurie. Am aici o chie zamă de pardei uche. Noi nu acrim în olă, pentru că atunci nu mai mănâncă copiii. Fiecare își acrea în farfurie cât îi place. Încă e un pic serbinte. Vă arăt și dumneavoastră cum a ieșit. Sper că se vede. Așa arată ciorbița noastră, încă e fierbinte. Să vedem și cât e bună, mai că un picuruț serbinte. O să suflăm un pic.
E foarte bună. O să o lăs un pic să se răcească. Și apoi după aceea mă ocup eu de ea. Oameni dragi, eu sunt Sandu Gospodaru. Dacă vă place ce fac, vă aștept pe canalul meu de YouTube. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și numai bine!